Halep s-a întors pe terenul de tenis. În așteptarea unui verdict favorabil la TAS și reducerea suspendării de 4 ani, fostul lider mondial se antrenează în continuare. Nu renunța niciodată e mesajul postării lui Halep, care s-a filmat la revenirea pe terenul de antrenament. Halep așteaptă de la TAS reducerea suspendării drastice primite luna trecută. Halep n-a mai jucat într-un meci oficial de mai bine de un an. Cu toții putem să ne imaginăm prin ce trece. Nu știm cum e să fii Simona acum și trece prin momente grele. Putem doar să ne dorim o reducere a suspendării și o dorință a ei să joace cu o suspendare redusă.